Pe 13 februarie, în cadrul unei acțiuni de prevenire și combatere a delictelor silvice, în baza unor informații deținute de polițiștii postului de poliție Panaci, s-a stabilit faptul că un bărbat de 39 de ani din localitate, proprietarul unei suprafețe de pădure situată în comuna Panaci, s-a deplasat cu un TAF împreună cu alți trei tineri, au tăiat ilegal și au sustras 96 de arbori nemarcați, dintr-o parcelă vecină cu a unuia dintre făptași. Porțiunea de pădure aparține unui bărbat de 64 de ani din comuna Borca, județul Neamț. Cantitatea de lemn însumează aproape 90 de metri cubi și valorează peste 15.000 de lei. Parte din lemn a fost descoperit de autorități care au găsit pe un drum forestier un număr de 44 de bușteni fasonați, iar la cioată au fost identificați 31 de arbori, cu un volum total de 69,876 metri cubi. Această cantitate a fost predată organelor silvice. De la autori a fost confiscate două fierăstraie mecanice și taful, care a fost folosit la comiterea faptelor. Verificările nu s-au oprit aici. Pe 18 februarie s-a stabilit că în perioada 7-12-a, același autor și cei trei tineri au tăiat fără drept alți 85 de arbori nemarcați, de data aceasta din pădurea proprietate personală, situată în comuna Panaci și aflată în administrarea oculului silvic Vatradornei. Prejudiciul a fost calculat la 18.000 de lei și în acest caz echipa operativă deplasată la fața locului a identificat la cioată un număr de 18 arbori fasonați în volum de 14 metri cubi, material lemnos care a fost predat ocolului silvic. Cercetările sunt continuate de secția 15 Poliție Rurală Iacobeni, iar împotriva autorilor s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori.